obiecția sesizare de neconstituționalitate a constatat că hotărârea este neconstituțională, întrucât a fost adoptată în baza unor dispoziții legale și regulamentare contrare dispoziției articolului 76 aliantul 2 din Constituție. Vă mulțumesc. Veți indica cum și calea de urmat pentru Senat în condițiile în care această hotărâre este neconstituțională? Nu vom indica. Nu vom indica nicio cale de urmat pentru că Senatul știe ce are de făcut. Nu trebuie să spunem ce. Domnule președinte, votul de pe 25 martie mai este valabil? V-am spus conținutul decizii. Vă mulțumesc. Am zis că nu scriem.